La începutul anilor 80, vestea că Ceaușescu dorea ca armata să-i construiască o rețea subterană secretă care să facă legătura între Casa Poporului și aeroport a făcut mare vâlvă. Nici până în ziua de astăzi nu s-a putut demonstra dacă această linie secretă există cu adevărat sau este doar un mit. Și asta pentru că Serviciul Român de Informații refuză accesul în subteranele Casei Poporului, acolo de unde se consideră că ar fi trebuit să pornească linia de metrou prezidențială. Potrivit acestui mit urban, Nicolae Ceaușescu ar fi ordonat să-i se construiască imediat după 80 o linie de metrou specială, ascunsă de ochii lumii, pe care să o poată circula în cazuri extreme. Oficialii Metrorex admit existența unui tunel între Casa Poporului și Izvor, dar spun că scopul acelei construcții subterane este altul. Este un tunel de apărare. Nu a existat niciodată un metrou prezidențial care să circule pe ruta aceasta, susține directorul companiei Gheorghe Udriște. Istoricii au și o variantă. S-a discutat mult la începutul anilor 80 despre proiectul metroului prezidențial. Am auzit de el. Știu sigur însă că prin aceste tunele președintele circula cu o barcă pneumatică. Dar înainte să continui, aș vrea să le mulțumesc sponsorilor mei din acest episod. Uită tot ce credeai despre jocurile de pe telefon, pentru că un nou proiect RPG tocmai a apărut acum în 2019. Astăzi vreau să vă prezint jocul Raid Shadow Legends, un joc în care vei experimenta diverse lucruri interesante care te vor captiva imediat. Și cea mai bună parte este că jocul este absolut gratis. Descarcă jocul folosind linkul din descriere pentru a primi 50.000 de arginți și aici e cea mai tare parte, o să poți intra direct în turnee fără să-ți mai bați capul cu ceilalți jucători, făcând nivele și deblocând chestii. Aveți link în descriere, iar acum să trecem la ale noastre. Avea traseu subteran de la Comitetul Central de atunci, în care acum funcționează Ministerul de Interne și se bifurcă către magazinul Muzica, Palatul Regal și Biserica Crețulescu. Își amintește istoricul Dan Falcan de la Muzeul de Istoria Bucureștiului. Falcan explică această obsesie a lui Ceaușescu pentru tunele ascunse ca fiind de fapt cea mai bună variantă de a se ascunde din fața unor revolte sociale, care se anunțau pentru acea vreme. Practic, ar fi fost construite cu gândul că vor fi de fapt singura lui scăpare. Am cerut de mai multe ori aprobare să cercetez aceste tuneluri, dar m-am izbit de refuzul SRI, în a căror administrare sunt aceste spații subterane, a mai spus profesorul Falcan. Bucureștenii erau atât de obișnuiți cu mofturile dictatorului, încât nu s-au îndoit deloc de faptul că acesta chiar și-ar fi construit un metrou personal. În schimb, cei care aflau nu aveau voie să sufle o iotă despre acest proiect. La vremea aceea nu se putea discuta nimic despre asta. Chiar dacă trăgeai ceva cu urechea pe la ingineri, informațiile trebuiau să iasă repede prin cealaltă ureche, altfel riscai să ajungi rău. Am auzit că s-au început lucrările unei linii de metrou dinspre Casa Poporului către Otopeni, ca de acolo să poată fugi Ceaușescu la nevoie, cu avionul. În prima fază, lucrările s-au început spre stația Izvor, cea mai apropiată cale de rulare, a mărturisit unul dintre foștii angajați ai întreprinderii metroului București de la acea vreme. Teoria este susținută și de un eveniment bizar întâmplat în 2005 în stația de metrou Izvor, care în urma unei inundații a scos la iveală un tunel subteran legat de Palatul Parlamentului. S-a constatat că stația de metrou nu a fost inundată fiindcă s-a acumulat apă de ploaie, ci a provenit de la un tunel. Un colonel de la armată mi-a spus cum stau lucrurile. Pompele de evacuare s-au defectat, apoi s-a infiltrat în tunel și de acolo în stația de metrou, declară atunci Mioara Mantale, prefectul capitalei. O construcție despre care reprezentanții Ministerului Apărării au evitat să vorbească. Acest proiect secret a ajuns și la urechea celor care locuiesc la doi pași de vechiul Comitet Central, actualul Minister de Interne, loc în care se spune că există un alt tunel subteran cu ramificații prin tot Bucureștiul. Se discuta că Ceaușescu și-a construit linie specială către aeroport, dar eu știu sigur că un tunel este chiar aici, lângă noi, sub fostul local Coando, de la capătul bulevardului Academiei, a spus Victor Onofrei, un pensionar care trăiește de mai bine de 40 de ani în zonă. Cei care locuiesc însă în blocul de deasupra galeriei subterane știu de existența culoarului, dar se eschivează de la prea multe comentarii. Da, există, și ce dacă există, este la fel de bine îngrijit ca și atunci, a spus răstit una dintre doamnele din clădire. Potrivit istoricului Falcan, maiorul Gheorghe Grigoraș, din anturajul lui Ceaușescu, i-ar fi povestit la un moment dat cum au vizitat un tunel secret.
Iată ce susține Falcan că i-ar fi spus. Mergem încă 10 metri și stupoare. Culoarul se înfundă, iar acolo, în fund, găsim un WC. De fapt, numai un capac de WC pe un piedestal de lemn de 20-30 de centimetri înălțime. Ridicăm capacul, iar dedesubt o trapă din fier, asigurată cu o bară metalică. Ne chinuim zdravă să ridicăm chepengul pentru a încremeni de uimire. Dedesubt curge un râu curat într-o matcă artificială de beton. Lățime de 1,5 metri, adâncime 1 metru, debitul apei este de 1,5 metri pe secundă. Căutăm explicații pentru existența acestui râu ascuns aflat la adâncimea de 12 metri de la nivelul pieței Revoluției. Oficialul trebuia să inspecteze atunci terenul de sub pământ pe traseul Comitetul Central Palatul Știrbei. Potrivit sociologului Bogdan Palici, cel care a realizat un studiu despre miturile urbanele capitalei, intitulat Folclorul Urban raportat locurilor memoriei, această legendă era una foarte cunoscută în rândul bucureștenilor. El spune că ar exista mai multe variante ale acestui mit. Potrivit uneia dintre ele, s-ar fi încercat în epoca de aur construcția unei linii de metrou care să facă legătura între Casa Poporului și aeroportul Otopeni. Pe această rută, Ceaușescu dorind ca toți oaspeții străini să treacă printr-un tunel care să vadă numai centrul civic. A doua variantă vorbește despre un metrou special pentru familia Ceaușescu, care ajungea la Casa Poporului și urmărea arterele principale de metrou din oraș. Presupusa linie de metrou construită trebuia să facă legătura între Casa Poporului și aeroportul Otopeni marchează faptul că, în ciuda statisticilor cu care se mândrea România, oamenii stăteau la cozi interminabile pentru necesarul de hrană, ceea ce nu corespunde imaginii pe care Ceaușescu dorea să o afișeze oaspeților străini. Aceștia ar fi trebuit să vadă doar realizările minunate ale comunismului, și anume Casa Poporului și Centrul Civic. Deși este aproape sigur că acest mit este fals, a făcut mai mult timp vâlvă în rândul bucureștinilor, completează sociologul. Problema transportului în comun a fost anticipată încă din anii 30, când au luat naștere primele idei legate de construirea unor linii de tren subteran. Apoi, în anii 50, ideile au început să prindă contur prin elaborarea unui memorandum tehnic de construcție a metroului din capitală. În anul 1953 a fost gândit un memoriu tehnic asupra construcției metroului în orașul București, iar în cadrul Ministerului Căilor Ferate în acea perioadă exista chiar Direcția Generală a Metroului București. Astfel, autoritățile elaborau astea trei faze de construcție a trenului din subteran, fiind luate în calcul patru magistrale. Cele patru linii ar fi legat centrul orașului de toate zonele, modelul fiind preluat după metroul din Moscova. Proiectul în anii 50 presupunea că transportul în comun subteran să facă legătura între centrele importante periferice, trecând prin centrul orașului. Cele patru trasee diametrale se vor intersecta în centrul orașului la nivele diferite, realizându-se astfel în plan două triunghiuri cu vârf comun. La punctele de intersecții se vor construi stații de transbordare cu coridoare de legătură între aceste stații. O linie inelară de metrou era prezentă și în vechiul proiect, asemănătoare cu cea actuală. Pentru realizarea legăturilor directe între cele 8 raioane ale capitalei, se prevedea și realizarea unei linii de centură inelară închisă, așa cum s-a realizat și la Moscova. Era consemnat în memoriul tehnic. Harta postată pe rețele de socializare arată că rețeaua actuală de metrou este complet schimbată de cum ar fi arătat metroul fără intervențiile lui Nicolae Ceaușescu. Mai mult, anumite inițiative de extindere, cum ar fi magistrala Colintina Rahova, își au originea în planul din 1953. Abia în anii 70, planurile de construire a metroului au început să prindă contur la inițiativa lui Ceaușescu, care preluase conducerea Partidului Comunist. În 1972 a fost înființată prima comisie care avea datoria de a elabora propunerile de construire a metroului. Trei ani mai târziu a început construcția propriu-zisă, iar în 1979 a fost inaugurată prima linie de metrou între Semănătoarea și Timpuri Noi. Temutele vizite ale dictatorului stableau niște termene limită foarte dificil de atins. Fără să se priceapă, Ceaușescu arăta cu degetul ce ar vrea să schimbe, chiar dacă de cele mai multe ori erau niște aberații. Constructorii își amintesc cum un astfel de capriciu a pus bețe în roate soluții de evacuare a stației de la Gara de Nord. De regulă îi plăcea să inoveze, să participe cu idei. La Casa Poporului era cel mai evident. Nu e frumos ce ați făcut aici, dați jos. Nu pricepeai ce voia, făceai din nou. Iar nu-i plăcea și până la urmă ajungeam la o soluție care era de fapt prima. Era dorința lui de a se băga în seamă. La metrou a fost una celebră. În zona Gării de Nord nu trebuia să ieșim cu stația pe strada Buzești. Făcusem galeria prin fața hotelului Nord, până aproape de strada Buzești. Din asta ieșea o galerie care tăia curba de pe calea Griviței, colț cu Buzești, și ieșeam pe acolo. La prezentare, Ceaușescu a izbucnit. Ce faceți, mă? Vreți să dărâmați tot Bucureștiul? Și a cerut ieșirea din Gara de Nord pe strada Polizu. A forțat curba, era o rază mică acolo, dacă
auziți că scârție când intră metroul în Gara de Nord, să știți că de la această curbă forțată e o soluție chinuită, o muncă titanică făcută acolo. Aici era mare problemă întotdeauna, te rugai să nu se schimbe soluțiile, câtă luptă era să-l faci să zică că e bine, ca să nu te facă să o iei de la început, au povestit inginerii. Vizitele Lenei Ceaușescu n-au fost prea dese la metrou. Proiectul ei de suflet a fost Casa Poporului, unde mergea de 2 ori pe săptămână. În 1969 a fost inaugurat primul tronson de la Sămănătoarea la Izvor. Tovarășii au venit în vizită, s-au urcat toți în vagon, iar Ceaușescu a zis să pornească. Tovarășa a simțit nevoia să-și dea cu părerea, dacă o porni, o să pornească, a asigurat-o Ceaușescu împăciuitor. Prima încercare a fost însă fără noroc. Metroul nu a pornit, Ceaușescu s-a întors pe tovarăș și a făcut cu pumnii. Mecanicul a mai încercat odată și a pornit, atunci Ceaușescu s-a întors spre ea și a făcut la fel, au mărturisit constructorii. Un lucru de care suntem siguri și cu care ne mândrim este că metroul bucureșan a fost construit cu forțe și resurse românești. Se pot număra pe degete țările care reușiseră acest lucru. Germania, Franța, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Rusia, China și noi. Efortul a fost unul colosal pentru acea vreme și chiar ritmul de înaintare de aproape 5 km pe an ne poziționa pe primele poziții. Cam atât a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați de like, share, subscribe. De asemenea, vreau să vă întreb ce părere aveți despre această idee a lui Ceaușescu. Vă aștept răspunsul în secțiunea de comentarii. Noi să zicem cu alte episoade, nu uitați de follow pe Instagram la Jocuri Virtual 1 și evident, baftă în ceea ce faceți. Thank you.